Și avem bucuria acum de a cunoaște doi creatori, doamna Ica Grasu și domnul Val Andreescu, mai veche conștiința noastră, care au mers împreună pe căi paralele, dar în același timp deosebite, deosebite unul de altul, spre creație, spre poezie. Și dat fiind un pic de întârziere zonelor tipografice, în măsura în care reușim să le avem, să ne apropiem de aceste noi creații, o să încercăm pe cei privilegiați de apropierea respectivă să-i apelăm cumva, să ne deschidă drumul și pe urmă, prin traducerea dânșilor, apropierea care ne-o vor crea, să ne apropiem cât mai mult de autor. Îl rog mai întâi de poetul Mihai Apostu să ne deschidă drumul puțin către creația doamnei Mihai. Am stat un pic cu spatele, sala era mai goală, acum s-a umplut. Mă bucur, dragi prieteni, că participați intens la acțiunile organizate de bibliotecă. Aici aș avea o completare, aș spune, acțiunea organizată de Asociația Culturală Poesis Moldavii în parteneriat cu Biblioteca Județeană Nicolae Milescu Spătaru. Mulțumim bibliotecii pentru sprijinul pe care ne-a acordat. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezență și să transmit, pentru că în sală avem și Elene și Constantin, să le transmit în această zi de sărbătoare la mulți ani din tot sufletul. Astăzi avem bucuria de a prezenta un debut. Vorbim despre volumul Regăsire, un debut editorial semnat de autoarea Ica Grasu. Domnia sa a avut o ascensiune destul de rapidă, pentru că acum o săptămână a debutat în ziarul Meridianul, astăzi a debutat în revista Epoul Literare și a debutat și în volum. Deci un debut pe toate, pe toată linia. Ce putem spune despre o carte la debut? Am încercat să prefacez acest volum și, vedeți-mă, mi-a fost foarte greu pentru că trebuia să-mi asum o anumită responsabilitate. Colegii scriitori știu ce înseamnă o prefață la un volum de debut. Transmit eu la mulți ani tuturor elenilor și Constantinilor și derivatele diminutivile de aici. De asemenea, să ne exprim bucuria că în sală se află personalități importante ale culturii masculine și nu numai, o pleiadă dragă sufletului meu și cum să rămere, cum mă refer, că voi doresc pe cartea mea. De asemenea, am astfel dragi, noi, Poeții Moldave, cei care scriu și de la Galați, vă mulțumesc, doamna Licațelă. În ceea ce privește volumul trecut al doamnei Ica Grasu, mărturisesc și cunosc poezia. Și cunosc poezia, mă fac cunoștință de aceasta, că doamna Ica Grasu peregrină prin mai multe culturi, aș putea să spun, ale lumii, dar ale României în special, îi cântă sufletul frumos și oriunde se află, își aduce liric vorbim, în primul rând, satul. Oamenii satului, locurile. Este o îndrăgostită pătimașă a naturii de unde provine. Modru, pădurea, marchează poezia în mod major. Temele domniei sale sunt, sunt diverse. Sunt diverse și reușește să transfigureze partea frumoasă cu mijloacele domniei sale de expresie. Sigur, care sunt, câte sunt, este volumul de debut și trebuie să manifestăm și înțelegere și să admirăm ceea ce este de admirat. Pentru că mie, unul,
mi-a plăcut această cantabilitate. Adesea se apropie, așa cum bine spune Mihai Apostolul pe față, se apropie de, de frumusețea versului popular. Chiar cel al cântecelor populare. Îndoamna Ica vibrează frunza codrului, toată frumusețea naturii. Atâtea elemente din codul pe ea, încât eu am pe mine m-a impresionat. O să aveți domniile voastre bucuria să le citiți. Îmi doresc să vă recit o poezie de la domnul. Sună telefonul. Unde? Când? La cine sună telefonul? Aud bine? Sună și o iau de bună. Nici asta nu sună la mine. Ridic cu grijă receptorul, urmez iubitul număr care, într-una sună ocupat și ne răspunsul doare. În zadar aștept și aștept telefonul să mă sune. Să-l desfințez, e drept, să mă rup complet de lume, puține clipe când rămân și soarta nu ți-e bună, e trist destul că ești bătrân și telefonul nu mai sună. Îl țineți în gând, îi țineți în gând, rămâne iertați, așa e mama întotdeauna, poate sunt extrem de ocupați, ori sunt plecați cu luna, sunt plini de treburi și probleme, așa gândește mama bună, ce așteaptă un copil să o cheme și telefonul nu mai sună. Eu n-am nevoie de nimic. Vreau să iau de atât un pic, cum altă dată mă întrebau. Ce faci? Ești bine, mamă? Sau, mamă, te port mereu în pet și să te văd, abia aștept. Iar azi, când telefonul lung sună de un an de zile, cum aș mai vrea ca să ajung ca să-ți răspund copile? În locul acesta unde m-am dus, înconjurată de icoane, e trist, e rece și e sus și nu sunt telefoane.